Am astăzi pentru voi o unealtă de la Makita, foarte accesibilă, care cu siguranță o să vă placă, și anume suflanta Dub 186. Am această suflantă de la tools.store.ro, care este dealer autorizat Makita. Dacă vreți să o achiziționați sau să vedeți mai multe detalii despre ea, link în descrierea acestui videoclip. Putem să o folosim pentru a face curățenie în șantier, în grădină, să suflăm frunzele, praful, rumegușul sau când lucrăm la coperiș și tăiem lațurile chiar acolo sus, putem să suflăm tot rumegușul afară ca să nu mucegăiască sub tablă. Deci suflanta devine din ce în ce mai utilă în fiecare gospodărie. Aceasta de la Makita este o suflantă mică, ce funcționează pe platforma LXT, adică platforma mare de la Makita, cu o gamă de peste 320 de unelte, ce funcționează cu același tip de acumulator. Am un acumulator de 18V și 5A. După cum o vedeți în raport cu mâinile mele, este o suflantă foarte mică, cu o putere de 52 de metri pe secundă, atâta suflă ea. 3,2 metri cubi pe minut reușește să bage. În pachet o să primim tija aceasta de pulverizare, care este și curbată în partea de jos, după cum vedeți, se fixează pur și simplu aici, iar pe acest capăt, pe unde ea absoarbe, se poate monta și un sac. Am observat chestia asta, deci se poate și aspira cu ea, dar accesoriile respective nu vin și în pachet. Motor de 18V, bineînțeles, are 3 poziții de viteză, are 3 trepte de viteză, selectabile din acest selector, foarte ușor. Și hai să o punem la treabă. Eu o văd o suflantă foarte utilă în gospodărie pentru a curăța uneltele, chiar și când facem un grătar este foarte bună, că este mică și putem să aprindem foarte repede cărbunii. Și pe lângă casă, pe trotuare, putem să suflăm foarte ușor cu ea, nu este cea mai puternică nici de departe, este o suflantă mică pe care o putem căra după noi în valiza cu scule. Hai să vedem cum se descurcă la frunze și să o testăm puțin. Așa cum ați văzut, se descurcă destul de bine, chiar dacă frunzele sunt prin iarbă, să zicem, și se mai agață de câte ceva, nu este o suflantă mare și cu toate astea reușește să facă o treabă bună. Mie îmi place, chiar am un plan să o achiziționez pentru casă, mai lucrez cu sculele pe afară și foarte repede am pus un acumulator aici, am suflat tot și pot să le adun. O dezasamblez așa, rapid am scos acumulatorul, o bag în trusa cu unelte și este gata de transport. Lăsați-mi părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-mi cum vi se pare această suflantă de la Makita, dacă vă place, dacă nu vă place sau ce părere aveți despre ea, poate unii dintre voi chiar o aveți. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ea, link în descrierea clipului către tools.store.ro, care este dealer autorizat Makita. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare vă salut!